Bun găsit, genialii mei, ascultători de 98,3 Tiberiu Păun și astăzi, la Întâlniri Capitale, discutăm cu un om pasionat, un colecționar. Bun venit la Întâlniri Capitale, domnule avocat George Șerban. Bine le-am găsit! Bună ziua! Deci, aș putea trage o concluzie așa, la început de discuție. Eu știu că orice colecționar este un om pasionat. Ca să fii pasionat, trebuie să fii sensibil. Deci și avocații sunt sensibili? Foarte sensibil. Păi în istoria colecțiilor sau în istoria artei, cel puțin în România, foarte mulți avocați au avut colecții foarte serioase. Uite, vin recent de la Brașov, unde un avocat interbelic de la Partidul Național Liberal a donat peste 37 de lucrări, 39 de lucrări Grigorescu. Le vedeți la Muzeul de Artă din Brașov și alte lucruri, bineînțeles. Da, sunt foarte sensibili. Sigur că, în primul rând, aici trebuie să vorbim de cultură, de dimensiunea culturală a colecționarului, că nu suntem, nu cumpărăm din piață, nu? Cel puțin la mine, așa a început, cu pasiunea mea este din mesajul lui noi ca să trăim în chip cultural. Eu asta fac de aproape 50 de ani. Perfect. Am dat din casă. Trăiți în tip, în tip cultural. Asta fac, da. Efectiv, asta fac. Cum a început pasiunea asta? Cu cartea. La toate interviurile de până acum am vorbit de carte, pentru că, într-adevăr, am avut șansa ca la 19 ani să mă trezesc într-o bibliotecă, 18 chiar aveam, într-o bibliotecă de istorie, de cultură, și atunci am luat contact prima dată cu, hai să spunem, un catalog de artă, cu o carte despre artă. A fost ceva fabulos. În anii regimului comunist era mai greu să găsești așa ceva. Și după aceea, șansa mea a fost că în armată am plecat cu o carte, o carte scrisă de George Oprescu, care se refera la arta contemporană europeană. Mă rog, era acolo, e scrisă în 66, considerații asupra artei europene. Este scrisă în 66 și se refera și la arta românească, adică vedeam acolo Brâncuș, Țuculescu, de exemplu. Și atunci cartea mi-a deschis foarte serios mintea, pentru că era subțiric, așa o am pe aici, tot timpul am cu mine. Pentru că a concentrat într-un spațiu de 100 de pagini, cred, tot ce era. George Oprescu a fost un mare istoric român, el a și lăsat un muzeu care în prezent este închis, dar a concentrat, hai să spunem așa, cele mai importante momente, nume, ale artei europene la acea dată, vorbind de anii 70. Iar eu mi le-am integrat cumva, citind foarte serios povestea asta, de câteva ori, că n-aveai ce să faci în armată, l-am integrat cumva în programul meu cotidian și ce să vă spun, că în studenție am făcut dreptul la zi, am avut șansa să primesc din străinătate, aveam colegi străini, reviste cum ar fi Verve sau Derrière le Miroir, care aveau în interiorul lor câteva litografii sau chiar gravuri. Le-am și acum. Ele sunt foarte valoroase, pentru că erau Picasso, Matisse. Sigur că atunci nu le dădeam noi importanță. Ele se vând și acum, chiar scoase din aceste albume, se vând și acum pe piața artei. Așadar, am început cu arta europeană, să spunem așa. Aici a fost interesul meu așezat. Arta românească a venit mult mai târziu, să spunem, ca și colecție. De altfel, e foarte tânără zona asta, cam de 12-13 ani colecționez arta românească. Înainte am colecționat gravură europeană, ceva stampă japoneză și foarte multă litografie și gravură europeană secol 20. Am și expoziții pe zona asta. O clipă, am înțeles eu bine, cu acele reviste vă veneau litografii în ele? Sunt în acele reviste, o să vi le dau, că le-am și pe aici. Sunt în acele reviste, sunt litografii ale celor mai mari nume, Chagall, de exemplu, Giacometti, Matisse, cele mai mari nume ale artei și Picasso, ale artei europene, sunt în aceste două albume de care am vorbit. Ele au apărut între anii 1930 și ceva, până prin... Nu erau pozate, nu? Veneau cu revista, ca un cadru. Sunt litografii. Super. Originale. Ele se scot de acolo, o să vedeți când veniți la mine, că trebuie să veniți să vedeți că aici e un muzeu.
Sunt 250 de piese expuse și am și câteva litografii din aceste albume. Deci sunt lucrări originale care s-au făcut cu asentimentul sau în timpul vieții artiștilor. Aceste reviste au dispărut în anii 80, parcă ultima. Au fost fabuloase, sunt și foarte mari, deținută, foarte serioasă. Nu se găseau pe piața românească. Păi ce să vă spun, că un Verve a ajuns la 3.000 de euro. Revista Verve, care prezintă lucrările lui Matisse din 56, pe care o am aici în biroul meu, eu am dat pe ea foarte mult, vreo 2.700 de euro, pentru că are peste 30 de litografii originale. Așadar, e ca să vândă, deștepți francezii, dar asta e veche, din secolul XIX, ca să vândă albumul respectiv despre artă, puneau una, două, trei, patru, iar la finalul catalogului spuneau, sunt litografii originale realizate la atelierul Murlo, bla, bla, bla. O chestie foarte frumoasă. Și ele sunt destul de mărișoare, cam A3. Ele stau foarte bine într-o ramă. O să vedeți când veniți aici că eu am și Matisse, Picasso, chiar Chagall din revistele astea. Sunt foarte frumoase. Deci, așa ați început cu niște reviste, venite din străinătate. Da, așa am început, dar nu le-am expus decât încoace. Am început, practic, având o casă de avocați consistentă, mare, și de-a lungul timpului am avut spații foarte frumoase, spații foarte mari. Aici, la Green Gate, de exemplu, am 700 de metri pătrați. Vă dați seama, toți pereții sunt plini. Dacă am pus 250 de lucrări și am avut la Opera Center, am avut 600 de lucrări expuse. Asta înseamnă cu rame, cu sisteme de prindere. Aici nu vedeți că în spatele meu e altceva, dar tot biroul meu are lucrări agățate, pe simeze. Prin urmare, eu am început cu arta europeană, mergeam afară la Paris și în principal în Franța și am cumpărat ce era. Erau printuri scoase de muzeu, că nu știam noi foarte clar lucrurile. Bine, nici nu puteai să pui o gravură Picasso originală pe perete în anii aceia, vorbind de anii 90. Dar în biroul meu puteai să vezi fel de fel de postere care sunt de colecție sau litografii scoase de diverse, să spunem așa, sunt galerii de artă, care cu asentimentul artistului, dacă mai trăiește, sau cu amoștenitorilor, scot, cum e Dalí, de exemplu, nu? Scot fel de fel de litografii după lucrările lui și se vând, sigur că da, în licitații, în comerț. Vedeți, la Armark, de vreo 2-3 ani, ei vând foarte serios toată gama de litografii din arta europeană. Și e foarte bine. Ea este o zonă de aducere la cunoștință a artei, că tu nu poți să mergi să vezi la MoMA sau în fiecare zi să vezi un Dalí original sau mai știu eu, sau la New York, nu? Atunci, ele au această zonă didactică excepțională. Asta fac și eu cu lucrările mele, o să vă spun mai târziu. Dar spuneți-mi, acele reviste, primele reviste pe care le-ați primit și v-au stârnit gustul pentru artă, în ce ani le primeați? 82, 83. Și nu aveați probleme că... Nu aveam probleme, că aveam colegi străini în facultate. Studenți străini care veneau. Deci deja erați urmărit. Nu știu dacă... Nu, asta nu era, era o cultură, nu era ceva. Nu era ceva care nu deranja. Asta nu cred că deranja. Eu am primit și discuri. Aveam Deep Purple, 70 și ceva. Eu aveam Deep Purple. Îl am și acum în birou. Ce? Asta erau mai interesante pentru ei. Contactele cu străinii, alea sunt periculoase. Alea erau periculoase. Da, deci am primit revistele astea, nu foarte multe, dar sigur că după 90 le-am reluat și m-am așezat un pic în studiul artei europene, foarte serios, pentru că eu am început după 90 să cumpăr gravură europeană. Chiar acum, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, am un catalog, ceva așa, lucrez la un catalog, la un nou proiect de gravură europeană, va fi o expoziție la Galați. Deci eu am cumpărat foarte mult, mă pasionează, cumpăr tot timpul, ca să fie foarte clar, asta e definiția, cumpăr tot timpul. Deci am cumpărat foarte multă gravură europeană, astfel încât eu am reușit să fac anul trecut, la Bruckenthal,
O expoziție care s-a chemat 300 de ani a fost un omagiu pentru Bruckenthal de la nașterea lui. Și am făcut o expoziție, 3 secole de gravură europeană. Tare de tot. E foarte frumos. E un catalog aici foarte serios. A stat vreo 5-6 luni expoziție acolo și acum din ea vom face la Galați, tot așa, gravură europeană, dar vor fi 4 secole, adică și secolul 19. Prin urmare, am început cu asta pentru că ține de un fond clasic al meu, adică ține de cultura mea clasică. Una dintre cărțile care m-a șocat probabil în anii 18-19 cât aveam, a fost Agonie și extaz despre Michelangelo și mi-a rămas povestea asta foarte serios. Așadar, zona de gravură europeană, probabil în piața românească, eu nu știu alt colecționar, eu am câteva sute bune de gravuri originale, sigur că da, de la Dürer, toate numele importante, toate numele importante de artiști, dar și de gravuri europene. De aceea, după aceea, sigur, arta europeană m-a interesat în principal arta secolului 20 și aici, pentru că sunt prea scumpe, adică tu nu poți să cumperi un tablou ulei Picasso sau Chagall sau Matisse, nu se poate. Astea sunt milioane, milioane, zeci de milioane, iată, Picasso a ajuns la cea mai scumpă lucrare, 172 de milioane de dolari. Deci noi nu putem să acționăm în povestea asta și nu cred că în România n-are nimeni. Poate la muzeul este o lucrare expusă, cred că la un muzeu, parcă am văzut-o, dar cred că mai mult de acuarelă nu e. Eu am în birou la mine permanent o lucrare Picasso originală semnată. Este o gravură. E tot ce îți poți permite, dar și asta costă foarte mult, adică trece 100.000. Nu e glumă. Cea mai scumpă gravură Picasso s-a vândut cu 5,5 milioane de euro. Și este una din 50. Adică nu e glumă. Pe urmă s-a vândut cu 2 milioane și așa mai departe. Și seriile acestea, de exemplu, Suita Bollard, am și eu din ele și am și expus, au ajuns la 2 milioane de euro, deci e foarte scump. Nu ne permitem să cumpărăm mai mult decât o litografie sau cine are un desen, e deja un desen Matisse trece de 1 milion de euro. O secundă să anunț și eu pe cei care au deschis radioul mai târziu, să știe cu cine stau de vorbă. Sunt Tiberiu Păun și la Întâlniri Capitale discut acum cu un avocat pasionat de artă, cu domnul George Șerban. Din ce mi-ați spus că aveți pe la birou, bănuiesc că aveți o pază foarte strictă pe acolo. Ce valori aveți expuse chiar în birou? Și înțeleg acum... Tot e sub control. Da, înțeleg că vin foarte mulți clienți la dumneavoastră ca la muzeu, adică pe lângă problemele pe care le au ei de discutat cu avocatul, se bucură și de o intrare gratuită la un muzeu. Sigur că e un muzeu aici și sigur că pandemia a blocat un pic venirea, dar în principal vin prietenii mei sau iubitori de artă. Clienții noștri nu prea vin pe aici pentru că sunt multinaționale, noi lucrăm cu zona de management sau cu zona de departamentele lor legale, nu prea ne vedem. Asta e o poveste. Deci la mine nu se bate la ușă și să întreb că ești firma de avocat, nu e o altă poveste. Da, sâmbătă și duminica de regulă, eu sunt pe aici cu istorici de artă, cu artiști, cu prieteni, cu oameni care de cultură, cu eu știu, fel de fel de... Acum pandemia s-a închis, sigur că da, o să deschidem iar vizitele. Și eu fac tur ghidat, stăm la un whisky frumos, vorbim și e frumos. Aici, pe de-o parte, în biroul ăsta, am pus, cum v-am spus, o sală este de grafică europeană, sala mare de conferință, o altă sală e de stampe japoneze, din epoca Edo, 1603-1868, e unică. Astea sunt lucruri unice în România, nu o să le vedeți nicăieri. Și astea sunt de vreo 12-13 ani în biroul meu. Le tot schimb așa între ele, le tot învăț, că mai pleacă și prin expoziții. Și atunci restul lucrărilor, și prin birouri, dar și pe holuri, sunt artă românească, în principal grafică românească. S-a zis despre mine acum ceva timp, Ruxandra Garofeanu, Doina Mândru, mai sunt oameni care au fost pe aici. Domnule, e cea mai mare colecție de grafică pe care mi-a fost dat să o vedem. Da, repet, la Opera Center aveam expuse 600. Majoritatea erau grafică. Iar am închis acum, duminica trecută, la...
Brașov, la Muzeul de Artă, am închis o expoziție 100 de ani, 100 de artiști. Am avut, deci, o expoziție de grafică românească pe tot, întinsă pe tot secolul 20. S-a închis cu o tombolă excepțională la care am și dat 4 lucrări, Mircea Dumitrescu. Acolo sunt peste 100 de lucrări și în prezent mai avem la Oradea, la Muzeul Țării Crișilor, chiar în cetate, o expoziție de artă românească, de grafică românească din colecția mea, 50 de ani de grafică românească, așa am numit-o. Este acolo de 2 ani și muzeul a prelungit-o, că i-a plăcut, două camere foarte frumoase mari. Toate aceste expoziții le fac cu doctorul Alexandru Chituță de la Muzeul Bruckenthal, el este director de marketing la Bruckenthal și toate catalogele mele, o să le vedeți pe aici, le scot cu editura Bruckenthal. Așadar, zona de grafică este foarte consistentă, grafică românească este foarte, foarte consistentă. Mi-am permis să fac o expoziție pe tot secolul 20 și am pus acolo aproximativ 100 de artiști. Am zis 100 de artiști, ceea ce nu s-a întâmplat în România. Așa ceva nu s-a făcut. Domnule Șterban. Și expoziția, scuzați, expoziția s-a deschis mai întâi la Bistrița, s-a închis după aceea la Brașov și ea se plimbă pe la muzee. Am o întrebare care ține de o percepție a sufletului mai mult și românesc. Cum vedeți dumneavoastră ca om pasionat de artă, în general, și bănesc și de arta românească? Cum vedeți ce s-a întâmplat atunci când s-a lansat un apel ca românii să țină în țara lor, să achiziționeze Pasărea Măiastră a lui Brâncuș și nu am reușit acest lucru? Ce să facem? Din păcate, nu vedeți cum se aruncă cu banii pe toate prostiile? Mai nou tot mai cumpărăm fel de fel de fiare cu milioane și milioane. Da, e o mare prostie. Pentru că probabil la nivelul managementului nu există oameni de cultură sau nu există oameni iubitori de cultură. O spun pe aia dreaptă, sunt mulți păgari. Nu știu dacă aici ieșea vreo șpagă ceva, abar n-am. Dar nu se poate, e foarte grav ce s-a întâmplat. Asta e... Brâncuș este uriaș și dacă acum cea mai mare sumă a lui, să spunem, a ajuns la vreo 87 de milioane parcă, el va trece supra. Eu abia aștept să se bate cu Giacometti la mine în birou. Este un Giacometti, este o gravură Giacometti, v-am spus atât, o să-ți permit să iei. Giacometti a trecut, a avut cea mai mare sumă, 157 de milioane de dolari pe o lucrare. Și eu altele cu 100, mă rog, Brâncuș o să crească în povestea asta, deci e uriaș. Iar ce nu s-a făcut, n-am cuvinte. Aici nu cred dar că a greșit numai statul român. Dar nu numai, stați că nu numai Brâncuș, că au fost și altele, mai sunt și altele. Dar nu numai statul român a greșit aici, pentru că, până la urmă, am fost chemați toți să donăm. Și nu s-au strâns. Eu mai știu și alte chestiuni, dar nu pot să le spun. Dar de ce? Spuneți-le, de ce ne ferim? Nu se poate, că țin de profesia mea și e mai bine să mă spun. Am înțeles. Bine, spune. Asta nu era preț. Adică ăsta chiar nu era preț. Vreau să vă spun și asta ca o paranteză, că vin pe la mine oameni foarte bogați, cu tranzacții de multe zeci de milioane. Și când îi întreb despre artă, nu prea știu ce au în casă sau dacă au, dar au fel de fel de apucături. Merg să împuște elefanți și te costă taxa 100 de mii de euro și așa mai departe. Și când le vorbesc de investiția în artă, despre Picasso, de exemplu, care crește an de an, nu? Stau și se uită și cumpără case. Păi de ce să nu cumpere un Picasso, că îl pui într-o mapă, subțiric așa, și la anul oricum are 15-20% mai mult. Asta e clar. Casa nu ți-o fură nimeni acum un Picasso, trebuie să ai de siguranță foarte scumpe ca să te păzești, să nu-ți dispară un Picasso, pe ca la Țilia într-o genuță. N-avem cultura colecționarilor s-a întrerupt în perioada comunistă, s-a întrerupt, iar după 90 se mișcă greu. Armarcu face o treabă extraordinară, într-adevăr, dar sigur și acolo e prea mult interbelic, să vinde interbelicul ăsta, încă nu știu cine îl cumpără, dar îl cumpără, se cumpără, asta e. E fascinant tot ce îmi spuneți și uite cât de repede au trecut minutele. V-am spus că nu ajunge un asemenea interviu la câte aveți dumneavoastră de spus. Aș vrea să aflu care este cea mai valoroasă lucrare din colecția noastră, pe care o considerați cea mai valoroasă, și apoi cea mai de suflet, că nu trebuie să ne fie neapărat cea mai valoroasă financiar. Acum,
Valoarea nu putem să o estimăm pe piața românească, pentru că, pe de-o parte, eu nu cumpăr din piața românească mai nimic. Am cumpărat artă românească, sigur că da, dar de vreo 5 ani nu mai cumpăr. Iar toate achizițiile mele sunt de la toate casele de licitații de afară. Cum vă spuneam, cumpăr tot timpul. Sigur, online este excepțional de ceva timp. Pandemia ne-a ajutat cu asta. Cea mai valoroasă este un Picasso, iar poate chiar Hokusai. Eu am o colecție de stampe japoneze, probabil e cea mai importantă colecție din România. Am peste 2000 de piese, iar în momentul ăsta avem 4 expoziții în România, la Muzeul Brückenthal, la Muzeul de Artă din Timișoara, la Castelul Cantacuzino și urmează a patra la Oradea. Numai aici sunt vreo 600 de lucrări. Da? Iar acolo sunt câteva foarte valoroase. Ele nu se pot evalua aici, pentru că, repet, la o licitație afară la Londra, o carte, de exemplu, Utamaro, o carte care nu e, nu știu dacă am pe aici, s-a vândut cu 450.000 de euro sau 250.000 de euro. Eu am genul ăsta de cărți. Hokusai e numele cel mai important din arta japoneză. Eu nu-mi propun să le vând aici. La o evaluare, sigur că și eu spun, domnule, e peste 100.000, dar dacă o duc la Christie sau în altă parte, s-ar putea să ajungă la 300.000, nu știu. Că nebunia se duce aici. În urmare, sunt lucrări de... În principal, ce cumpăr, sunt cam de suflet. Pentru că dacă veniți aici, vă povestesc de fiecare, pentru că am stat pe ea o oră, două, trei, am văzut-o undeva, am analizat-o, adică am vorbit mult cu ea ca să o cumpăr. Deci fiecare lucrare are o poveste în spate. Are poveste, sigur că, dar unele chiar au povești siropoase. Adică... Spuneți-mi cea mai siropoasă poveste a unei lucrări. E greu. Cea mai siropoasă este atunci când... După ce plec de aici și ajung acasă, locuiesc în Cotroceni și acum stau doar cu nevasta că copiii au plecat și... Nu mai vă loc de lucrări oricum. Au și ei. Și atunci eu scot tableta și tot timpul urmăresc licitațiile, ce-mi salvez, bla, bla, bla. Și unor mă bat cu câte unul acolo și zic, uite ăsta, frate, ce nevastă, și îl lași, deci e un susținător și nu-l las. Și atunci chiar nu-l las, da. Deci aveți susținere în soție, asta e foarte... Da, toată familia. E iubitoare, da, nepoata mea, toată familia, sigur că da. Puneți-mă acum... Foarte... Am făcut turism foarte mult local, pentru că eu nu prea mă plimbam în țară. Acum, 2 ani de zile am stat în țară și am văzut orașe superbe, Oradea, la Iași, Timișoara, le-am reluat, nu mai spun Sibiu, Brașovul. A fost și pozitivă povestea asta, adică foarte pozitivă. Plus că am făcut niște evenimente din colecția mea. În momentul ăsta am 9 expoziții. Deci e o colecție uriașă. Nu e glumă. Mm-hmm. Și pe teme. Eu am, de exemplu, Goya, expoziție Goya, pe care am făcut-o de 5 ori în România anul trecut, acum este la Oradea, cu care am omagiat relațiile România-Spania, 140 de ani, și Ziua Spaniei, am făcut la Senatul României, iar eu am, din cele 3 mari, să spunem așa, seria lui Goya, eu am tauromachia completă. În România nu are nimeni, nici muzeu. Adică sunt lucruri foarte serioase pe care le-am achiziționat. Să vă mândriți, nu pentru ceva care are o valoare financiară, ci pentru ceva mult mai înalt. Da, păi dacă eu le pun la dispoziție gratuit. Expozițiile mele sunt gratuite și dacă vă uitați în principal și pe pagina mea de Facebook, eu la fiecare expoziție donez o lucrare. La ea și-am donat acum un Dalí. Super. O litografie Dalí. Asta arată o calitate umană a dumneavoastră. Și de-aia v-am întrebat, dar nu mi-ați răspuns și v-aș ruga în 30 de secunde, dacă se poate, să-mi spuneți care este cea mai de suflet lucrare pe care o aveți pentru dumneavoastră. Cea mai? De suflet. Cea mai? De suflet. Picasso. Ok. Și... Pentru că o țin la mine în birou de vreo 5 ani. Este artistul și modelul în atelierul său. E o temă celebră a lui și, bine, am și mitroi aici de suflet românesc, adică am câteva. Și plus, mai e ceva. Se spune că prima iubire nu se uită. Mai aveți prima lucrare achiziționată? Nu cred. Deci numai la femeie vă. Am dat foarte multe cadouri. Sute, nu glumesc, sute, am dat peste 100 de stampe
peste 100 de gravuri sau litografii sau desene de artă românească. Încă donez pe de-o parte la expoziții, dar donez și pe aici când vin oamenii și se îndrăgostesc de ele. Domnule, îmi place asta. Vă mulțumesc pentru atenție. Am vrut să arăt oamenilor ce înseamnă să fii cu adevărat pasionat. Și să arăt că un om cu adevărat pasionat nu este egoist. Dăruiește și altora din bucuria lui. Și vă mulțumesc pentru că donați, pentru că trimiteți la diferite expoziții unde pot vedea și alți oameni să se bucure și am vrut să incit. Să incit, așa cum spuneați dumneavoastră, pe oameni care poate au bani și dau pe tot felul de prostii. Arta este eternă și arta este ceva în care merită investit, în primul rând pentru sufletele noastre, nu pentru buzunarele noastre. Mare investiție. Corect. În piața mondială anul trecut a crescut cu 60%. Vă mulțumesc pentru discuția. Investiția în arta. Toate bune! Alături de mine a fost avocatul colecționar George Șerban. Eu sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun, iubiți Bucureștiul, el este perfect, noi suntem perfectibili. Și ascultați toate emisiunile București FM pentru că aici e capitala.